Cazarul, deschidem Isaia, suntem în capitolul 12, că și surorile ar putea de astea loc aici să vă vedem mai bine. Da? Vreau să vă provoc la ceva înainte ca să încep, și anume, dacă ați, nu știu dacă ați observat anumite paralele care există între Isaia și Evanghelia după Ioan. Mulți comentatori numesc Isaia ca fiind evanghelistul Vechiului Testament. Dacă ați fost atenți în săptămânile care au trecut, veți observa faptul că mesajele poate nu totdeauna se suprapun, dar multe paralele în ceea ce înseamnă învățăturile care sunt în ele, și lucrul ăsta nu este întâmplător, nu este pentru că așa l-am planificat eu, lucrul ăsta este pentru că așa l-a planificat Dumnezeu. Toate au un scop comun, și anume să-L descopere pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune la un moment dat că toate Scripturile, toată Scriptura mărturisește despre El. El este punctul focal a tot ceea ce înseamnă Scriptura, este tot ceea ce înseamnă revelația. Și v-aș provoca în săptămâna care urmează, în săptămânile care urmează, să luați Evanghelia după Ioan până în capitolul 6, să o citiți acasă, și în același timp să luați Isaia până în capitolul 12 și să citiți acasă, și să vă notați pe un caiet unde vedeți legături între cele două texte până aici. Cred că veți fi surprinși deja, după câteva săptămâni de exercițiu, câte legături veți vedea între cele două cărți și cum ele se împletesc și se confirmă și pun o temelie, o bază în ceea ce înseamnă învățătura Evangheliei. Ne aflăm în capitolul 12. Capitolul 12 este un sfârșit de o secțiune în cartea Isaia, urmează capitolul 13, o cotitură în ceea ce înseamnă expunerea în cartea Isaia, și capitolul 12 este punctul culminant din mesajul lui Isaia până aici. Până aici Isaia ne-a prezentat mai multe aspecte, ne-a prezentat un popor decăzut, un popor într-o criză, un Dumnezeu sfânt și suveran care promite o soluție, un popor care nu-l crede, care nu-l crede și în mod continuu se întoarce cu spatele la Dumnezeu. Și capitolul 12 este punctul climactic, este punctul culminant în care lucrurile se așează și Dumnezeu îl duce pe Isaia cu vederea în viitor, la sfârșit, când problemele sunt rezolvate, când victoria este totală. Și capitolul 12 este foarte interesant pentru că vizează foarte clar audiența. De multe ori citim Scriptura și ne punem întrebarea, oare asta pentru cine îi intenționat? Asta e pentru poporul Israel? Asta e pentru doar pentru cei din biserica din Corint sau așa, sau pentru noi? Adică ne întrebăm în primul rând la cine se adresează. Și capitolul acesta se adresează în mod foarte clar nou. Isaia spune în versetul 1: în ziua aceea vei zice. Posibilitățile despre cine vorbește, pentru că personajele prezente sunt Isaia, Dumnezeu și poporul răscumpărat al lui Dumnezeu, rămășița, despre care vorbește. Nu vorbește despre el, sau vorbește și despre el în sensul că și el va face parte, dar nu exclusiv despre el. Nu vorbește despre Dumnezeu, pentru că dacă citiți pasajul, l-am citit, veți clar că nu e vorba de Dumnezeu care va zice. Vorbește despre noi. Isaia se uită în viitor și vede biserica răscumpărată, vede trupul lui Hristos, vede poporul ales al lui Dumnezeu și în viziunea lui profetică vine și ne spune
ce vom face noi în ziua aceea. În ziua aceea vei zice: Te laud, Doamne, că ți-ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Ce vom zice? Am 5 puncte, 5 învățături care cred că sunt prezente, ar fi mult mai multe. Stând astăzi și uitându-mă peste text, am realizat că am putea face un ciclu lung numai din capitolul acesta, dar 5 și vreau să mă încadrez destul de sumar. Prezintă pe noi și Isaia zice: Veți fi în ziua aceea, în ziua biruinței și uitați ce veți face, ce veți zice: Te laud, Doamne. Și întrebarea care ne vine imediat în minte este: De ce îl vom lăuda pe Domn? Vă uitați în versetul de mai jos, versetul 2, versetul, vedeți că spune că pricina laudelor mele este mântuirea. El m-a mântuit. Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit și noi îl lăudăm pe Dumnezeu pentru această mântuire. Nu știu dacă înțelegem ce înseamnă această mântuire. Nu știu dacă ne putem imagina 100% încă ce înseamnă această mântuire, dar pasajul prezintă trei indicii care ne ajută ca să înțelegem. Primul îl avem începând din versetul 1. Căci ai fost supărat. Da? Mântuirea are de-a face cu un Dumnezeu care este supărat pe tine. Dar mânia ta s-a potolit. Mânia aceasta se potolește, se rezolvă problema unui Dumnezeu mânios care este supărat pe tine. Și izbăvirea de la această mânie vine tot de la Dumnezeu. Dumnezeu este izbăvirea mea. Și avem Dumnezeu și omul și există un conflict între un Dumnezeu suveran, între un Dumnezeu drept, între un Dumnezeu atotputernic și un om păcătos. Și mânia lui Dumnezeu, în mod natural, se revarsă peste acest om, peste mine, peste tine. Și Dumnezeu este însăși soluția problemei. Asta înseamnă mântuirea. A fi mântuit înseamnă a fi scăpat de Dumnezeu, prin Dumnezeu, ca să ajungi la Dumnezeu. Este cam greu de conceput, pentru că atunci când noi avem o problemă cu cineva, rar când găsim izbăvirea noastră la persoana cu care avem probleme. Dacă eu am o datorie față de fratele Sorin, datorie foarte mare, care nu pot plăti, în mod natural mă gândesc că izbăvirea mea trebuie să vină de altundeva. De la fratele Bogdi. Frate Bogdi, am nevoie de 10.000 de euro să-mi plătesc datoria. Dacă nu, Sorin mă dă în tribunal. Dar aici vedem că există o problemă, o datorie între Dumnezeu și om, într-un fel, și izbăvitorul este tot Dumnezeu. A fi mântuit înseamnă a fi scăpat de Dumnezeu, prin Dumnezeu, ca să ajungi la Dumnezeu. Mântuirea, în primul rând, vizează, în modul cel mai important, pe Dumnezeu. Unul dintre lucrurile, probabil că mulți ați văzut lucrurile care nu mi-au plăcut din două predici ale fratelui Benny Fărăgău, dar unul dintre afirmațiile care le-a făcut dânsul, cu care pot fi de acord, este că mântuirea, în primul rând, este despre Dumnezeu. Deci, fratele Benny Fărăgău, mântuirea, în primul rând, vizează pe Dumnezeu. Este o problemă care Dumnezeu trebuie să o rezolve în lăuntrul său. Noi suntem aproape tangențial în ceea ce înseamnă rezolvarea acestei probleme. Noi suntem beneficiarii rezolvării problemei, dar nu suntem cheia rezolvării problemei. Problema este felul următor. Avem un Dumnezeu care este bun, în totalitate bun.
Paul Washer, un predicator american, probabil că ați văzut anumite clipuri de la el, spunea că cel mai înfricoșător adevăr despre Dumnezeu este că El este bun. Și tu nu ești. Ăsta e cel mai terifiant adevăr despre Dumnezeu. Este că El este bun și tu nu ești. De ce asta e o problemă? Pentru că noi credem că bunătatea înseamnă beneficiu pentru noi. Noi considerăm tot ceea ce e benefic pentru noi ca și fiind bunătate. De exemplu, dacă eu am o datorie, nu folosesc pe fratele Sorin, că nu se supără pe mine. Mă să nu se trezească că chiar cred că am o datorie față de el. Dacă eu am o datorie față de fratele Sorin. Da? Și mă duc și fur banii de la Bog. Și îmi achit datoria. Îți bun? Sau nu? Sorin va spune că nota 10, nu? Ce ați zice Dumnezeu? În niciun caz n-ar zice că-s bun. Și nici ceilalți n-ar spune, care cunosc cauza. Nimeni n-ar zice, care s-ar uita din exterior. Nici Sorin, dacă ar fi 100% sincer, n-ar zice că-s bun. Dar ar zice, bă, bine că mi-am luat banii înapoi. Da? Și dacă l-ar întreba Iuliu despre Mihai, bă, am auzit că Mihai nu-i foarte bun. Bă, zice, nu știu, mie mi-a plătit banii, mi se pare un băiat ok. Știi? Nu? Standardele noastre. Dar bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu impune în mod obligatoriu, este aproape egală cu, dacă vrem ca să vorbim așa, dreptatea lui Dumnezeu. El nu poate fi nedrept deloc. Dar dacă ar fi nedrept, n-ar putea fi bun. Bunătatea lui Dumnezeu impune dreptatea sa. Și dreptatea sa, care provine din bunătatea sa, în mod obligatoriu, impune mânia sa față de păcat. Față de mine și față de tine, care nu suntem buni. Cum rămâne cu dragoste? Dumnezeu e dragoste. Această problemă de percepție, noi credem că dragostea este ceva care e în vid. Noi credem că dragostea este cumva dezlegată de celelalte atribute a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e dragoste, El trebuie să ierte. Iertarea lui Dumnezeu nu este legată în mod elementar de dragostea Lui. Aia se numește har. Iertarea este un lucru nemeritat de la Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu necesită aceeași dreptate, adică dragostea lui Dumnezeu trebuie meritată. Așa că v-ați gândit la lucrul acesta. Dumnezeu nu iubește ceea ce nu merită iubit. De aia urăște păcatul. Dumnezeu nu poate iubi păcatul. De ce? Pentru că nu este bun. Dumnezeu nu te poate iubi pe tine pentru că nu ești bun, fără ca să intervină ceva, o să vedem imediat. Când Dumnezeu te urăște pe tine, ca și păcătos, ca și un om care nu-i bun, Dumnezeu manifestă dreptatea sa, bunătatea sa și dragostea sa. Față de ce? Pe față de singurul lucru în universul acela care o merită cu adevărat, și anume față de El însuși. El însuși este singura valoare care merită dragostea lui Dumnezeu. Noi înțelegem lucrul acesta în mod natural, când vine să ne căsătorim, de exemplu. Toți, după ce ne-am căsătorit și suntem în legământ, toți vrem dragoste necondiționată. Ești a mea, sunt al tău, n-ai ce face, mă trebuie să mă iubești, nu? Așa. Nu, Bogdi. Mă duc în America, n-ai ce face. Trebuie să mă iubești. Lipsesc 3 luni, nu-ți convine. Suntem în timp în familie, ne permite.
Dar oare așa a fost și înainte? Nu vorbesc după ce au început fluturi în stomac. Noi asta credem că e dragostea, știi? Vorbesc înainte. Când căutam dragostea. Când curtam dragostea. Nu a fost oare un anumit aspect al meritului? Adică tu aveai dragoste de dat și ce căutai? O fată sau un băiat vrednic sau vrednică de dragostea care o puteai oferi. Și aveai criterii. Trebuie să fie frumoasă, trebuie să fie deșteaptă, trebuie să fie bună și mai departe. Și când criteriile respective au fost îndeplinite, ai luat hotărârea să iubești. De ce cu Dumnezeu nu este la fel? De ce credeți că Dumnezeu este obligat să iubească ceea ce nu merită? De ce credeți că Dumnezeu este obligat, fără o intervenție, în mod natural, să iubească ceea ce natura lui dictează că trebuie să urască? Nu este. Pentru Dumnezeu să pedepsească păcatul este un lucru iubitor. Dreptatea lui, bunătatea lui, dragostea lui impun ca el să facă lucrul acesta. Ceva a intervenit în ecuație, ceva a intervenit în ecuație, acest ceva se numește Iisus Hristos, și acest element care intră în calcul este harul, acel dar nemeritat, încât Dumnezeu poate să se uite la el și să te vadă pe tine vrednic. Dumnezeu te iubește pentru că meriți să fii iubit, dar nu în meritul propriu. Sau, de exemplu, credeți că Dumnezeu lasă ploaia peste cei buni și peste cei răi, pentru că cei răi o merită? O lasă din pricina lui. O lasă din pricina lui, nu din pricina celor răi. Dacă ar lăsa-o din pricina lor, ar fi nedrept. Bunătatea sa impune dreptatea sa, care cauzează în mod obligatoriu mânia sa față de păcat. Și dragostea sa față de noi se manifestă în Hristos, prin harul său, pentru că Hristos ne face vrednici de iubirea sa, de dragostea sa. Dumnezeu nu își contorsionează caracterul ca să ne iubească. Dumnezeu rezolvă problema. Rezolvă problema faptului că El este bun și tu nu ești bun. Și așa cum zice fratele Beni fără Gău, mântuirea îl vizează în primul rând pe Dumnezeu. Cum poate un Dumnezeu bun să iubească un om care nu este bun? Care sunt efectele acestei mântuiri? Trei care sunt foarte evidente, ar fi mult mai multe. Poate sunt minim 10 care le-am putea extrage, dar nu avem timp. De exemplu, am putea ca să ne uităm la aspecte cum ar fi închinarea sau cântarea sau așa mai departe, efecte care realmente se produc, dar nu avem timp. Vreau să le condensăm. Primul, pentru că așa începe capitolul nostru, așa începe textul, primul este lauda. Așa începe și așa concluzionează textul nostru. Vei lăuda. Mântuirea produce în cel mântuit laudă la adresa lui Dumnezeu. Și înțelegerea, creșterea în înțelegerea și aprecierea mântuirii produce mai multă laudă. Da? Uitați-vă, de exemplu, în versetul 3. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. Ce înseamnă asta? Veți merge și veți scoate apă din izvoare, multiple izvoare. Veți înțelege din fiecare izvor altceva. Veți înțelege bunătatea Lui, veți înțelege dreptatea Lui, veți înțelege harul Său, veți înțelege aspecte care nu le-ați înțeles până acum și având acces la această apă care iese din fiecare izvor a mântuirii,
Vei fi copleșit de aceste realități și se va naște în tine laudă față de Dumnezeu. Cu cât înțelegi taina aceasta mai mult, cu cât vei lăuda mai mult pe Dumnezeu. De exemplu, sunt întrebat tot timpul, foarte des sunt întrebat. Ce rost are să pierdem timpul în Ioan 6:44 să înțelegem alegerea suverană a lui Dumnezeu? Practic. Adică și ce dacă înțeleg că Dumnezeu în mod suveran m-a ales și mi-a dăruit mântuirea? Ce rost are? Păi, în primul rând, a înțelege și a lăsa acea învățătură ca să pătrundă inima ta, să iei apa din izvorul acela, din izvorul suveranității lui Dumnezeu, din izvorul bunătății lui Dumnezeu, care fără niciun merit al tău te-a mântuit. Produce laudă. Cum? Cum produce mai multă laudă decât dacă n-ai înțelege? Pentru că ce faci cu texte ca și Isaia 6, de exemplu? Ce faci când citești aici, de exemplu, când Isaia spune: dar unul dintre serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mâna pe care luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu cel și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporul acestuia: într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Cum lauzi pe Dumnezeul ăsta, dacă taina suveranității lui nu este în inima ta? Ce faci? Ori te revolți, ori o ignori. Dar dacă înțelegi că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este absolut bun și lucru drept era să ne pedepsească pe toți, dar El a ales o altă cale, o cale prin care, după buna plăcere a voii sale, fără meritele noastre, a mântuit pe copiii săi, pe biserica sa, să slujim spre slava lui. Atunci înțelegi când Pavel spune: cine ești tu, omule, să comentezi dacă Dumnezeu, pentru a-și arăta măreția și slava, a suferit niște vase de ocară? Ce faci cu versetul ăla? Cum lauzi un Dumnezeu care pentru tine nu este încă suveran? A înțelege tainele mântuirii tale, care sunt prezentate, sunt lucruri care nu vom înțelege niciodată. Sunt lucruri care nu vom înțelege niciodată. Dar sunt lucruri care sunt lăsate pentru noi, cum zice Domnul Iisus Hristos, cum vedem în Evanghelie, aceste lucruri sunt aici, aceste lucruri sunt scrise în Ioan, se spune, da? Pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ce este aici, învățăturile care sunt în această carte, sunt ca bucuria noastră să fie deplină și bucuria noastră să izvorească laudă către Dumnezeu. Nu fac nicio favoare nici mie și cu siguranță nu fac ceea ce Dumnezeu vrea atunci când tai afară părți din Scriptură care mi se par prea grele, prea dificile, sau mi se par mie că nu au cum să slăvească pe Dumnezeu. El a scris Isaia 6, Ioan 6, Efeseni 1 și așa mai departe. Eu nu pot ca să vin acum și să le scot afară din Biblie pentru că nu înțeleg. Trebuie să cer lui Dumnezeu ca să-mi dea apă din izvorul ăla. Să mă schimbe încât să înțeleg. Mai mult decât să înțeleg, să mă bucur și să laud pe Dumnezeu. 2. Vedem din versetul 2 că în mod necesar mântuirea și adâncirea noastră în înțelegerea ei aduce credință, aduce încredințare, aduce creștere în credință.
credință. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă faptul că creștem în credință? Că mi se pare așa o chestie foarte abstractă. Adică nu este test, știi cum este pentru diabet. Îți pui aparatul, ieși un pic de sânge și spune glicemia. Să vezi cât de credincios ești astăzi. Nu? Ar fi o chestie. Să vii la biserică, să-ți pun un aparat și să zici a, sora Cristina, săptămâna asta ești cu 10% mai credincioasă decât săptămâna trecută. Bravo. Dar nu există. Deci acum, cum știi? Cum știi tu dacă ai crescut în credință? Că vrei să crești în credință, nu? Vrei prin adâncirea în cunoștința lui Dumnezeu, prin a-L privi pe paginile Sfintei Scripturi, să te vezi crescând în credință. Cum știi? Asta ce spune textul. Atunci când sunt mântuit, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic. Credința și creșterea în credință e legată în acest text de lipsa de frică. De ce? Păi este foarte simplu. Când înțelegi unde ai fost, în mâna unui Dumnezeu supărat, care vroia să te strivească pentru păcatul tău, care avea tot dreptul să te strivească, și înțelegi unde ai ajuns, în mâna același Dumnezeu, care acum are doar dragoste pentru tine. Nu există nimic mai înfricoșitor pe această planetă decât unde ai fost și Dumnezeul suveran și atotputernic care era gata să te strivească în mâna Lui, să te omoare în mâna Lui, nu există. Ce crezi că este mai înspăimântător decât asta? Să-ți pierzi jobul? Să-ți moară soțul? Să ai cancer? Ce crezi că e mai îngrozitor decât unde ai fost? În mâna unui Dumnezeu bun și tu păcătos. Nu poți concepe ceva care ar trebui să producă mai mare frică. Dacă n-a produs frica respectivă, dacă n-ai conștientizat-o, este pentru că mai trebuie să crești în înțelegerea și adâncimea perceperii mântuirii din care Dumnezeu ți-a făcut parte. Și să conștientizezi unde ești acum. Cine ne va separa de Dumnezeu? Cine ne va smulge din mâna Lui? Moarte, foame, persecuție. În toate acestea noi suntem mai mult decât biruitori. Când înțelegi unde ai fost și unde ai ajuns, când înțelegi cine este Dumnezeul care te-a luat de aici și te-a dus aici, frica este inexistentă. Eu nu știu cum e sentimentul ăsta. Am momente, și cred că toți avem momente, în care parcă suntem gata să cucerim lumea pentru Hristos. Doamne, tot las, dau, fac, vând, îți gata să dau tot. De exemplu, v-am văzut, sper că am văzut bine, dimineață, după mesajul dimineață, v-am văzut pe unii foarte mișcați. Dar dacă v-aș pune să ridicați mâna, nu o să vă pun, că nu prea îmi plac existențele, dacă v-aș pune să ridicați mâna, câți dintre voi ați plecat de aici și ați mers în mod direct acasă și ați deschis Biblia și ați început să studiați? Adică de aici și până la parter, s-a dus convingerea respectivă. Cam așa suntem noi de multe ori cu credința noastră. Avem momente în care parcă suntem gata ca să cucerim lumea pentru Hristos. Și după aia, imediat, pentru că ne este frică. Asta e răspunsul, ne este frică. Ne este frică că dacă într-adevăr ne dedicăm mai mult timp pentru Hristos și nu pentru servici, ce o să mâncăm? Ne este frică că dacă într-adevăr iubim cum ne poruncește Dumnezeu să iubim, o să fim călcați în picioare de lumea aceasta. Dacă iertăm cum trebuie să iertăm, dacă trăim cum trebuie să iertim, să trăim, o să fim persecutați. În lume veți avea necazuri. Bucurați-vă când sunteți huliți, vorbiți de rău. Ești gata să sufăr pentru Hristos, să mă hulea, să zică de mine. Trebuie luni dimineața, duci cu colegul la lucru. Nu pot să-i spun despre Hristos. Îți muncesc în fiecare zi. Dacă începe și mă înjură, dacă. De ce? Pentru că ți este frică. Creșterea în credință este o eliberare de la frică. Vrei ca să ai testul? Ăsta-i testul. Și creșterea în credință vine prin adâncirea în ceea ce înseamnă mântuirea ta. A lua apă din izvoarele mântuire și te-a hrăni cu acea apă. A sătura setea ta
pentru Dumnezeu cu acea apă. Atunci vom vedea că frica din ce în ce mai puțin și credința din ce în ce mai mult. 3. Versetul 3 și 6 ne arată foarte clar că mântuirea și înțelegerea mântuirii produc în mod necesar bucurie. Credincioșii ar trebui să fie în mod obligatoriu cei mai bucuroși oameni. Cei mai bucuroși. Nu vorbesc de bucuria aia de ha ha ha, toate sunt haioase. Nu, aia nu-i bucurie. Aia e distracție, aia e. Vorbesc de bucuria de a fi închis în temniță și de a cânta spre slava lui Dumnezeu. Eu vorbesc de bucuria de a fi pus pe masa de operație și să se uite doctorul la tine și să zică: domnul Marian, nu fie frică. Deși doctorul știe că și la cele rutină sunt șanse că nu mai te trezești, anestezie totală. Eu știu, am intrat pe Google înainte și am zis: care sunt șansele să... Doctorul mi afirmă, o să fie bine, eu știu, șansele există că nu mai... Să te uiți la doctor și zici: doamne, n-am nicio teamă. Sufletul e în mâna Domnului, familia e în mâna Domnului. Dacă mă trezesc, slavă Lui. Dacă mor, e câștig. Rare momente în viață, rare pentru mine, rare pentru voi, dar sunt momente de bucurie în mijlocul suferinței. Pavel spune că să vom fi mai mult decât biruitori în mijlocul suferinței. Există o bucurie sfântă, există o bucurie care vine din realizarea, din creșterea în, din adâncirea în mântuirea noastră, mântuirii noastre. Nu un ha-ha. Nu o bucurie că am o mașină nouă. Nu o bucurie că am ceva bani în plus. Toate celelalte, zice Pavel, toate acestea sunt gunoaie în comparație cu bucuria de a-L cunoaște pe Hristos. Sunt gunoaie pentru mine? Sunt gunoaie pentru tine? Nu sunt. Sunt unele care sunt gunoaie. Poate dacă fumam, țigările au devenit gunoaie. Dacă eram bețiv, băutura a devenit gunoi. Dacă eram bătăuș, bătaia de... Pentru Cristi nu, pentru Cristi e ok, el e profesionist. Da? Dar celelalte. Banii, faima, aprecierile lumii, toate celelalte. Îți gunoaie? Nu-ți gunoaie. Pentru că încă tânjim după bucurii inferioare. Nu avem bucuria totală a mântuirii noastre. Pentru că nu o înțelegem. Pentru că nu o apreciem. Pentru că nu o prețuim. În mod necesar, ea produce bucuria. Apropo, bucuria este la fel de validă o poruncă a lui Dumnezeu față de copiii săi decât toate celelalte porunci. Știți asta, da? Adică nu este o chestie opțională. La fel de obligat ești, de exemplu, să nu păcătuiești, cât ești de obligat ca să fii bucuros. Dacă nu ești bucuros, păcătuiești. Cum sunt cu păcatul atunci? Suntem foarte grav cu păcatul. Nu? Deci este o chestie. Creștinul este bucuros. Sunt cei mai bucuroși oameni, chiar în lacrimile lor, chiar în suferința lor, pentru că realizează și conștientizează și este în inima lor realitatea mântuirii care Dumnezeu a realizat-o pentru ei. Este ceva care nu se poate fura, care nu se poate pierde. Care este scopul a exercițiului acesta care îl face Dumnezeu? Păi, vedem în versetul 4. Și veți zice în ziua aceea: lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numele Lui, cântați Domnului căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Cei care ați crescut în biserică, probabil că deja vă vin texte în minte despre faptul că slava lui Dumnezeu va fi făcută vizibilă în tot pământul. Scopul lui Dumnezeu este ca toate lucrurile să fie spre lauda slavei sale. Slava lui Dumnezeu este forța determinantă, ceea ce îl împinge pe Dumnezeu ca să acționeze. El face toate lucrurile pentru slava sa.
Coloseni 1, dacă vreți, ca să citiți acasă. Se întreabă cineva, de exemplu, care este secretul vieții, care este secretul universului, citește Coloseni 1. Toate lucrurile sunt făcute prin el, pentru el. Toate sunt pentru slava lui. El de asta acționează ca să aducă lucrurile să fie spre slava lui, ca pământul să fie umplut cu cunoașterea slavei sale, spune Scriptura. Natura tânjește ca să vadă slava lui Dumnezeu, ca să fie și ea eliberată de sub povara care o apasă acum și să vadă slava fiilor lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu chiar în natură. Și noi tânjim același lucru. Scopul existenței este ca slava lui Dumnezeu ca să fie manifestată. Dar ce este slava lui Dumnezeu? Pentru că poate nu este clar lucrul acesta. Slava lui Dumnezeu, și cred că am mai definit lucrul acesta și în alte mesaje, slava lui Dumnezeu este manifestarea vizibilă a tot ceea ce înseamnă natura și caracterul lui Dumnezeu. Atunci când zicem că vrem ca să vedem slava lui Dumnezeu, nu vrem să vedem o lumină, ca și de la bec, sau să auzim un sunet. Faptul că în Scriptură, când Dumnezeu le face la unii parte de anumite teofanii în care se manifestă și arată aspecte a slavei sale, gândiți-vă la Moise, de exemplu, și sunt anumite chestii vizibile sau audibile, acest lucru se întâmplă pentru că mintea noastră este prea îngustă să perceapă într-adevăr ce este slava lui Dumnezeu. N-am putea ca să stăm față în față cu slava lui Dumnezeu, da? Înțelegeți din nou la Moise. Și Dumnezeu ne descoperă sau își descoperă slava lui, vedem în Vechiul Testament, în Noul Testament, prin aceste teofanii, prin aceste incidente în care își manifestă slava lui, într-un fel încât să intre în mintea noastră. De aia se reprezintă prin anumite lucruri vizuale sau anumite lucruri auditive. Nu pentru că el este ceva vizual sau auditiv. Și este și vizual și auditiv. El este totul. Și totul este în el. Slava lui Dumnezeu este manifestarea a tot ceea ce înseamnă natura și caracterul lui Dumnezeu. Aia înseamnă bunătatea lui, dreptatea lui, dragostea lui, absolut tot, toate. Nu avem timp ca să mergem tot ceea ce înseamnă natura lui Dumnezeu. Avem cărți foarte bune, dacă vreți să vă împrumut, de exemplu, să-L cunoaște pe Dumnezeu, J.I. Packer, o carte foarte bună despre atributele lui Dumnezeu, o pot împrumuta. Manifestarea acestor atribute, acestei caracter al lui Dumnezeu, este slava lui Dumnezeu. Bun, întrebarea care revine de aici și cu asta vreau să închei. Am înțeles. Am înțeles cum este cu mântuirea noastră, cel puțin sumar. Vom înțelege în totalitate la sfârșit când vom fi față în față cu El și până atunci vom crește în cunoștința noastră și în credința noastră. Am înțeles de ce este așa, pentru slava Lui. Dar întrebarea care o să o puneți în mod natural și este normal ca să o puneți este: bun, dar de ce exact așa? De ce Dumnezeu a ales ca să lucre așa, adică creație, să creeze universul, cădere, pedeapsă împotriva, da, mânia împotriva păcatului, har prin Domnul Iisus Hristos, răscumpărare prin alegerea sa suverană și prin garanția sa pentru copiii săi și glorificare împreună cu el. De ce așa? Răspunsul, din păcate, este același. Și zic din păcate pentru că de multe ori mi se pare că nu e suficient pentru noi. Pentru că Dumnezeu a găsit cu bine că formula aceasta va manifesta slava sa cel mai mult. Cum? Cum manifestă slava lui Dumnezeu mai mult faptul că Dumnezeu a creat un univers care l-a lăsat să fie pervertibil, care a căzut, și după aia îl pedepsește? Pentru că slava lui Dumnezeu este manifestarea totală a toate atributele lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu crea un univers impervertibil, care nu cădea, asupra care nu revărsa dreptatea lui, și doar dragostea lui, pe merit dragostea lui, dreptatea lui Dumnezeu
și mânia lui și puterea lui în acest sens nu era manifestată. De aceea Pavel spune, dacă Dumnezeu a răbdat cu atâta timp niște vase, niște vase de ocară, care au scopul de a face ce? De a arăta măreția lui, de a arăta slava lui. Vasele de ocară, lucrurile negative din acest univers, au scopul de a arăta slava lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu își va dezlănțui mânia și dreptatea asupra lor. Și la fel zice Pavel, dacă din aceeași bucată de lut a vrut să facă alte vase de cinste prin care să-și arate ce? Îndurarea sa. În formula în care a ales Dumnezeu ca să conducă universul. Formula care a ales-o înainte ca să existe ceva. Dumnezeu nu a greșit și pe parcurs a corectat. Am creat universul, wow, nu mă așteptam căderea lui Lucifer. Ce fac? Nu mă așteptam ca Adam și Eva. Azi nu fim naivi. Dumnezeu a știut foarte clar. El conduce toate lucrurile exact cum vrea El. Nimic nu-i scapă. Când spune că Dumnezeu este suveran, nu spune că Dumnezeu doar face ceea ce vrea, ci nimic ceea ce Dumnezeu nu vrea nu se face. De la aruncarea zarului până la căderea unui păr, nici o moleculă în universul acesta nu merge contrar voii lui Dumnezeu. Nici una. Dumnezeu n-a fost surprins. Și atunci de ce? Pentru că Dumnezeu a găsit cu cale. În felul în care lucrurile îs așa, în universul acesta decăzut, să-și manifeste totalitatea slavei sale prin a arăta toate atributele sale. De la dreptate, la bunătate, la dragoste, la har, iertare, mânia sa, sfințenia sa, absolut toate sunt arătate așa cum Dumnezeu vrea să le arate. Altfel spus, oricât îți bați tu cap și nu vei putea înțelege, nu ai cum să ajungi la o variantă a universului care în final, când toate lucrurile sunt rectificate, când Dumnezeu implementează soluția lui finală, să fie arătată slava lui Dumnezeu mai mult decât varianta asta. Nu există o variantă. A spune că există o variantă în care lucrurile ar fi mai mult spre slava lui Dumnezeu, îi a spune că ai mai multă înțelepciune decât Dumnezeu are. Nu există. Dumnezeul suveran, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul atotștiutor, atot bun, perfect în bunătatea lui, perfect în dreptatea lui, a ales varianta care el a considerat cea mai bună să-și manifeste slava sa. Și este varianta cea mai bună pentru că el a ales-o. Asta este, până la urmă, un lucru care trebuie luat prin credință. Firea, înțelepciunea, nu te poate să faci să înțelegi acest lucru. Adică că aceasta este cea mai bună variantă pentru că Dumnezeu a ales-o. Hai, cum? Firea se revoltă și spune, cum? Cum este cea mai bună variantă că am avut un copil care a murit la 3 ani? Cum este cea mai bună variantă că soțul meu nu crede? Cum este cea mai bună variantă pentru că? Dar prin credință, prin adâncimea izvorului mântuirii lui Dumnezeu, inima ta privește la Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ești bun. Doamne, Tu ești drept. Doamne, Tu ești minunat. Și sunt lucruri care nu le înțeleg acum, dar Te laud pentru ele. Și sunt convins că în ziua din urmă voi sta față în față cu Tine și vă voi uita la tot ceea ce ai făcut în această istorie minunată și voi spune slavă Ție pentru felul în care ai făcut totul. Greu de conceput acum. Greu de înțeles acum. Dumnezeu a lucrat absolut tot. Și mai ales mântuirea ta. Pentru ca tu să lauzi. Și în lauda care o aduci și vei aduce pentru eternitate, bucuria ta să fie într-adevăr deplină. Amen.